Primăvara prinde contur la Slatina, s-a deschis târgul de mărțișoare, iar printre produsele pe care le găsiți aici se remarcă brățările, broșele, obiectele lucrate manual, dar și tablouri personalizate și magneți ornamentali. Ca de fiecare dată, prețurile în acest târg sunt accesibile, pornind de la doar un leu. Avem produse handmade. Uitați. O mare diversitate de modele, cu mesaje diferite, pentru 1 martie, pentru 1 martie, așteptăm cumpărători. Timpul mai aveți ajută. Brățări aici? Brățări, la fel, handmade. Toate făcute manual, diferite. Mărțișoare lucrate manual, totul lucrat manual. Ia uitați, cusute pe stofă, pe etamină, mărțișoare tradiționale. Am aici niște vaze lucrate manual, ceva tablouri și quilling. Și quilling am lucrat, acum mai puțin lucrez quilling. M-am axat mai mult pe cusăturile, pe stofă și pe etamin. De când vă pregătiți pentru venirea? Aproape tot anul lucrez. Ce m-am experimentat mai bine? Broșele lucrate manual și vazele acestea și tablouă și am vândut. Multe. Tot aveți prețuri pentru toate buzunarele? Da. De la 5 până la 50 de lei. Anul acesta sunt la modă cele făcute din Ipsos. Mai avem cele din lemn, mărțișoare din lemn, blancuri. Din lemn tot magnetice, depus pe frigider. Broșe, care au... Astea sunt pentru primăvară. Și toate din acest an, care ar fi? Cele din licheni. Cu trandafir criogenat, cu flori uscate. Sunt implantații aproape. Toți ce vedeți aici sunt făcute de soția, de mine. Avem implantații de revanțică. Niște așamente foarte frumoase, dar cât rezistă? Astea rezistă numai să nu le rupi. Așa rămân. Deci așa rămân. Bine, în soare se decolorează, dar în casă, dacă le pui într-o vază, așa rămân, cum le vedeți. Noi avem și de anul trecut. Pentru că oferta este una bogată, cumpărătorii se decid cu greu ce cadouri speciale să cumpere pentru femeile dragi din viața lor și pentru a marca sosirea primăverii. Ce căutați? Bună. Mărțișoare. Pentru cine? Pentru mama și pentru profesoare. Bă, că deja ai ales ceva? Da. Ce anume? Ne poți arăta? Niște broșe. Anul acesta optez pentru broșe. Da. Iar pentru voi, fetele mai tinere? Tot la fel, pentru că le putem asorta cu orice, în orice perioadă anului. La târgul de mărțișoare de la Slatina, amplasat pe strada Aleea Eroilor, comercianții vor continua să-și expună produsele până pe 8 martie.